Bună dimineața! Vă mulțumesc tare mult pentru că sunteți din nou împreună cu noi. Biroul executiv al Academiei de Științe Medicale organizează astăzi o masă rotundă foarte interesantă, având ca temă din istoria pandemiilor. Un subiect actual, un subiect de mare interes oricând am discutat despre el. Coordonatorul științific al acestei manifestări este domnul profesor dr. Octavian Vuda. Domnia sa îi are ca invitați pentru această sesiune pe doamna profesor dr. Simona Ruță, prorector UMF Carol Davila, membru corespondent al Academiei de Științe Medicale, doamna șef de lucrări dr. Lidia Trăușan Matu, Universitatea Carol Davila București, și cercetător științific grad 1, domnul dr. Viorel Alexandrescu, Institutul Ioan Cantacuzino, București. O astfel de manifestare științifică de mare importanță pentru noi, pentru toată lumea de altfel, nu putea să înceapă decât cu un film memorial. In memoriam profesor dr. Ștefan S. Nicolau. Am spus așa pentru că ne gândeam foarte mult la activitatea domniei sale, la faptul că este acela care a creat, de fapt, virusologia în România. Este cel care a creat Institutul de Virusologie, care îi poartă astăzi numele, la vremea aceea, Institutul de Inframicrobiologie din București. O personalitate remarcabilă și mă bucur de această dată să putem să vorbim, măcar în câteva cuvinte, despre cel care a creat virusologia românească. Așadar, vom urmări împreună filmul dedicat in memoriam Ștefan S. Nicolau. Am să-l invit acum să fie alături de noi pe domnul profesor dr. Octavian Vuda, coordonatorul științific al acestei manifestări, pentru a deschide sesiunea de astăzi. Domnule profesor, sunteți invitat, vă ascultăm. Mulțumesc frumos pentru invitație și pentru posibilitatea de a organiza o masă rotundă în jurul unei teme care este legată de însă și înțelegerea felului în care a evoluat gândirea medicală de-a lungul timpului. Spun aceasta pentru că înțelegerea naturii infecțioase a bolilor și, dacă vreți, o serie de aspecte care nouă ni se par astăzi evidente și fac parte din
uzul comportamentului medical și nu numai al fiecăruia dintre noi, sunt lucruri care s-au dezvoltat în timp, pe măsură ce s-a înțeles până la urmă, dacă vreți, felul în care în medicină s-a structurat ideea de cauzalitate. Ideea de a relaționa un simptom și o boală cu o cauză, hai să o numim efectivă, care generează toate aceste manifestări care creează patologia. Ori aceste lucruri s-au dezvoltat în timp și sunt legate de felul în care într-un anumit context se generează la nivelul înțelegerii, iată, de astăzi, acest port de cunoștințe care ne ajută pe noi să combatem, iată, astăzi o pandemie care e o provocare și care sigur că se bazează pe tot ceea ce s-a acumulat ca zestre de cunoaștere în timp. Personalitatea evocată la început a lui Ștefan Senicolau o consider exemplară din acest punct de vedere, în primul rând pentru că el a fost profund legat de unul dintre cele mai avansate institute de microbiologie din lume, primul de fapt, Institutul Pasteur de la Paris, și pentru că savantul român este practic legat de nașterea unei discipline, virusologia, care s-a desprins de bacteriologia, să zicem, clasică, reprezentată de nume foarte importante ale istoriei medicinei, lui Pasteur și Robert Koch. Ei bine, înțelegerea faptului că există niște microorganisme mult, mult mai reduse ca dimensiune decât bacteriile și faptul că acestea dau o patologie cu totul particulară, ei bine, Ștefan Senicolau este unul din savanții care se află în primul plan în începutul acestor cercetări și pentru că în epoca respectivă la Institutul Pasteur a mai existat un savant român care iarăși este implicat în înțelegerea naturii virale a unor boli, este vorba de Constantin Levaditi. Acesta este nivelul de hai să numim, de excelență medicală pe care Școala Românească de Medicină deja reușește să îl aducă în medicina europeană la începutul secolului XIX. Și în acest context îmi face plăcere să prezint acest film care, repet, evocă o personalitate, dar în același timp ne dă imaginea gradului de cercetare științifică ce a existat în acea vreme până astăzi. Să urmărim împreună filmul. Ștefan Ion Nicolau. În 1920 a absolvit Facultatea de Medicină din Cluj, după ce fusese mobilizat în timpul Primului Război Mondial, întâi însoțitor medical al trenurilor cu răniți, apoi medic sublocotenent pe frontul din Moldova, subordonat al epidemiologului șef al armatei, viitorul academician Mihai Ciucă. După absolvire devine preparator la Catedra de Patologie Generală și Experimentală Cluj, unde îl cunoaște pe Constantin Levaditi. Ștefan Senicolau a fost colaboratorul și elevul apropiat al lui Constantin Levaditi. Constantin Levaditi, savantul român care s-a stabilit la Paris și care a lucrat cu oameni de talia lui Emil Roux, mâna dreapta lui Louis Pasteur și Ilia Mechnikov, ei bine, Constantin Levaditi l-a cunoscut pe savantul român pe vremea când cei doi promovau microbiologia românească la Cluj. Ștefan Nicolau se află practic în avanscena cercetărilor care au născut virusologia ca disciplină științifică
și cercetările sale sunt realmente de prim plan și le putem reconstrui, dacă putem spune așa, în contextul prezenței românești la poate cea mai importantă instituție a vremii în domeniul microbiologiei. Este vorba de Institutul Pasteur de la Paris, institut fondat de lui Pasteur în 1887. Între 1920 și 1939, Ștefan Senicolau va lucra la Paris, imersat în marile descoperiri științifice ale timpului. Ștefan Nicolau o întâlnește la Paris în 1934 pe Raia Kaplan, o studentă venită din Polonia să studieze în Franța. Ștefan S. Nicolau a avut 4 copii: Laurette, stabilită în Franța, Claude, viitor cercetător și profesor de biofizică moleculară în Franța și Statele Unite, membru de onoare din străinătate al Academiei Române, Monica, viitor medic gastroenterolog și conferențiar la Facultatea de Medicină din București, și Alexandra, mare maestră internațională de șah, multiplă campioană a României și Olandei. Odată când sora noastră cea mică se reîntorcea victorioasă de la un mare turneu de șah și mergeam cu toții să o întâmpinăm la aeroport, tatăl nostru s-a prezentat spunând: "Sunt tatăl Alexandrei Nicolau." Acest titlu i se părea cel mai glorios. În 1925 își ia doctoratul la Sorbona și face un stagiu prelungit la National Institute for Medical Research din Londra. Pe parcursul a două decenii de activitate științifică în Occident, Nicolau a publicat peste 250 de articole și a primit importante premii. La Londra și Paris dezvoltă modele experimentale pentru neuroviroze, definind conceptul de septinevrită, pentru care în 1935 îi se acordă premiul Montyon al Academiei franceze de către o comisie prezidată de Émile Roux, succesorul lui Louis Pasteur, la direcția Institutului Pasteur. Bunicul meu, la o vârstă între 23 și 25 de ani, avea șansa să descopere la Institutul Pasteur din Paris aspecte fundamentale ale lumii virusurilor. Ultrafiltrarea virusurilor, efectul oncolitic al unor virusuri. Împreună cu Levaditi, Ștefan S. Nicolau a dovedit ultrafiltrabilitatea virusurilor prin membrane de colodiu și a introdus o primă metodă de apreciere a dimensiunilor particulelor virale. A atras atenția că imunitatea virală are o serie de particularități. Virusul decapsidat, deci neantigenic, este multiplicat în celulele organismului sub forma de acid nucleic infecțios și nu sub forma de virion încapsidat și imunogen. Profesorul Nicolau a fost un deschizător de drumuri. Împreună cu mentorul său, Constantin Levaditi, a definit conceptul oncolizei virale. Spuneau ei, tumorile funcționează ca un burete pentru virusuri și pot fi lizate sub acțiunea replicării virale. Mai târziu, cu o remarcabilă intuiție, Nicolau a susținut o teorie amplu confirmată azi privind potențialul oncogen al acizilor nucleici virali, definind noțiunea de infravirus, o formă autonomizată a acizilor nucleici virali care, consecutiv integrării în genomul celulei gazdă, contribuie la apariția transformării celulare. Una din cele mai importante lucrări efectuate la Londra, pentru care Nicolau este citat și astăzi, este cea în care demonstrează potențialul neurotrop al bornavirusurilor, care produc infecții persistente intraneuronale la cai și oi. Astăzi, prin studii de metagenomică, au fost descoperite bornavirusuri patogene pentru om preluate de la animal, care induc encefalite cu letalitate foarte mare. În 1939, Nicolau se întoarce în România și devine titularul Catedrei de Microbiologie la Facultatea de Medicină din Iași, iar în 1942, cu ajutorul celebrului avocat Radu Portocală, tatăl primului său colaborator de la Iași, doctorul Radu Portocală, îi se creează la Facultatea de Medicină București, astăzi Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila, prima catedră din lume dedicată exclusiv studiului virusurilor, Catedra de Inframicrobiologie. Profesorul Nicolau a fost un promotor avant la lettre a conceptului de One Health, o viziune integrată asupra medicinei veterinare și medicinei umane.
recunoscând necesitatea unei profilaxii și a unui tratament comun în aceste afecțiuni, precum și posibilitatea ca unele virusuri de la animale să traverseze bariera de specie și să determine boli severe la om. În cursul inaugural, Nicolau spunea, studiul agenților etiologici ai virozelor nu constituie un lux științific și niciun complement de știință teoretică menită ca, de la catedră, să permită etalarea unei erudiții de specialitate modernă ce încarcă programul și memoria studenților. E vorba de o știință nouă, de o disciplină de mare însemnătate socială, economică, națională. Catedra avea să fie embrionul viitorului institut de inframicrobiologie înființat în 1949, acum Institutul de Virusologie Ștefan S. Nicolau al Academiei Române. Profesorul Nicolae Ionescu, membru de onoare al Academiei Române, își amintește zilele de început. Convins de importanța vaccinării ca mijloc profilactic, Nicolau va testa în institut noi posibilități de preparare a vaccinurilor virale. Pe baza studiilor sale, ulterior, colaboratorii profesorului Nicolau au dezvoltat în institut primul vaccin rujeolos autohton, un vaccin viu atenuat, și un vaccin gripal inactivat care se administra intranazal sau oral. Pasionat, minuțios și exigent, caietele sale de cercetare reprezintă un model în domeniu, Nicolau reușește să pregătească un colectiv valoros de colaboratori care se vor ilustra în studii importante vizând boli virale, herpesul, turbarea, poliomelita, infecțiile cu poxvirusuri, febra aftoasă. Continuatorul profesorului Nicolau, atât la catedră cât și la institut, a fost profesorul Nicolae Cajal. Împreună cu el, Nicolau definește conceptul plurietiologiei hepatitelor virale. În urma unui amplu studiu clinico-epidemiologic, datele de biopsie hepatică conturează cel puțin două forme clinice de hepatite epidemice. Există, pe de o parte, o formă benignă, de durată scurtă, cu mortalitate infimă, maladie imunizantă fără sechele. Pe de altă parte, o formă mult mai gravă, adesea trenantă sau cu recidive, în multe cazuri non-imunizantă și cu mortalitate ridicată, hepatita sclerogenă. Mai mult, Nicolau recunoaște rolul infecțiilor persistente în oncogeneză. În hepatita sclerogenă, în absența răspunsului imun care să atragă vindecarea, virusul persistă sub forma decapsidată, de infravirus molecular sau de acid nucleic infecțios, care provoacă atrofia hepatică sau tumorigeneza. Am fost studentul Ștefan Nicolau în primii lui an de predare a inframicrobiologiei. Am ascultat cursurile lui, care erau fascinante. Și de la cursurile lui m-am hotărât să fac virusologie, să mă dedic virusologiei. Nicolau este ales în 1946 membru corespondent al Academiei Române, iar în primăvara anului 1948 membru titular. Academicianul Ștefan Nicolau a fost nu numai un mare profesor, un cercetător original, dar și un creator de instituții și programe, un deschizător de direcții noi în biologia și patologia virală. Pentru mine, ca și pentru studenți, Ștefan Nicolau a reprezentat un exemplu și un model de mare profesor, cercetător și de om. Îmi amintesc și acum o bună parte din cursurile și tematica cursurilor ținute de academicianul Ștefan Nicolau. Printre elementele originale a fost înființarea Institutului de Inframicrobiologie, opera sa, care își avea de scop
să creeze cadru pentru formări de noi cercetători? O serie de colaboratori mi-au relatat momente care m-au făcut să deduc că bunicul meu era un spirit foarte critic, foarte incisiv, exigent, analitic, care muncea foarte mult și cerea foarte multă precizie și efort. Tot ce a prezis în lucrările sale s-a confirmat în final. Ștefan Ste-Nicolae a fost o personalitate culturală complexă. Pe lângă pasiunea sa debordantă de cercetător și de deschizător de drumuri, astăzi unanim recunoscut în lumea virusologiei, în lumea internațională, a fost realmente un om de cultură. Profesorul meu, Nicolae, a scris o carte. A scris o carte în colecția Le Masque, colecția de cărți polițiste franceze, pe vremuri, cu 10 de ani, se chema La Mort en Blouse Blanche. Profesorul Ștefan Ste-Nicolae a lăsat o moștenire științifică de excepție, culmi greu de atins, un ideal care va păstra mereu ceva din ființa sa, un ideal care constituie făclia dusă mai departe de urmași pe drumul dificil și atât de actual al lumii virusurilor. Extraordinar acest film, mulțumim realizatorilor, avem nevoie de pagini de istorie adevărată, avem nevoie ca toată lumea să cunoască ce au făcut înaintașii noștri, să știe continuu că această știință, că știința virusurilor nu s-a inventat nici ieri, nici azi, nici în pandemie, ci ea cel puțin în România a fost studiată cu 100 și 20, peste 125 de ani în urmă. Mulțumesc foarte mult realizatorilor. Vom continua dezbaterea noastră științifică invitând-o alături de noi pe doamna profesor dr. Simona Ruță, prorector Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București, membru corespondent al Academiei de Științe Medicale. Mulțumim foarte mult, doamna profesor, că sunteți din nou împreună cu noi. Este o mare onoare, o mare bucurie. Vă mulțumesc în mod deosebit. Este una din prezențele la sesiunile Academiei de Științe Medicale care mă emoționează și mă duce cu gândul la anii care au trecut. Este un prilej cu totul special și mulțumesc în mod deosebit domnului profesor Buda pentru această idee fantastică de a face o sesiune dedicată istoriei pandemiilor în România și bornelor care au marcat controlul acestor pandemii de-a lungul vremurilor. Profesorul Nicolae a fost un creator de școală. A fost unul din cei mai respectați profesori ai Facultății de Medicină din București, unde a condus Catedra de Inframicrobiologie timp de peste 20 de ani și a fost mentorul profesorului Nicolae Cajal, un om care reprezintă pentru mulți dintre medicii generației mele un reper științific, un reper creator, un reper uman. Un om care ne-a fost drag, un om care avea o capacitate fantastică de a tăia punțile existente între oameni, de a aduce bucurie, speranță în viețile tuturor celor pe care îi întâlnea. Nicolae și Cajal au fost două mărci ale virusologiei românești. Ei au catalizat colective care aduceau împreună clinicieni și oameni de laborator, colective care au inițiat studii extrem de importante în ceea ce privește seroprevalența unor infecții virale, apariția unor viroze emergente și modul în care acestea pot fi controlate. Amândoi, profesorul Nicolae și profesorul Cajal, au fost susținători fervenței vaccinării. Au promovat vaccinarea, au crezut în vaccinare și au crezut în datoria medicilor din fiecare specialitate de a vorbi despre vaccinare, despre importanța ei pentru controlul unor boli transmisibile. Au lăsat această moștenire mai departe și n-am putut să închei această scurtă alocuțiune
fără a vă da câteva repere despre ceea ce înseamnă Institutul de Virusologie creat de profesorul Nicolau astăzi și de ceea ce se întâmplă în Institut și în Catedra de Virusologie în privința controlului pandemiilor. Institutul de Virusologie al Academiei Române poartă numele profesorului Nicolau. El a fost condus după dispariția prematură a profesorului de profesorul Nicolae Cajal până în anii 1990-92, apoi de profesorul Costin Cernescu, de doctorul Mihai Stoian și astăzi de doamna doctor Carmen Diaconu. Iar Catedra de Virusologie a fost inițial condusă de directorii Institutului, profesorii Cajal și Cernescu, și după aceea a fost preluată de mine într-un fel, care încerc împreună cu o echipă încă tânără, zic eu, și foarte entuziastă, să inducem mai departe studenților, doctoranților și rezidenților dragostea pentru știință și interesul pentru viroze, pentru virusuri și pentru controlul acestora. Catedra de Virusologie desfășoară numeroase colaborări cu spitale din București, cu spitale din țară și cu foarte multe universități și instituții din străinătate. Aceste colaborări s-au văzut în trei momente esențiale de control al unor epidemii. Și acestea sunt ilustrate aici. Primul moment pe care vreau să-l amintesc este infecția HIV pediatrică, care a marcat debutul anilor 90. România are tristul record al celei mai mari epidemii HIV pediatrice din Europa, cu peste 10.000 de copii infectați pe cale parenterală, prin manevre injectabile cu ace, siringi, incorrect, incomplet sau deloc sterilizate. Foarte mulți din copiii infectați atunci supraviețuiesc și astăzi sunt tineri adulți supraviețuitori de lungă durată, care sunt multiplu experimentați terapeutic și care constituie un model formidabil despre ceea ce înseamnă efectul pe termen lung al unei infecții virale persistente și despre ceea ce înseamnă un model de îmbătrânire precoce datorată imunosenescenței, îmbătrânirii imunologice. Un lucru despre care se vorbește acum și în cadrul infecției SARS-CoV-2, în sechelele pe termen lung, așa zisul long COVID. În infecția HIV pediatrică s-au selectat acești supraviețuitori de lungă durată pe care noi i-am studiat pe parcursul a peste 30 de ani de acum. I-am studiat din punct de vedere imunologic, virusologic, din punct de vedere al coinfecțiilor, au foarte multe coinfecții cu virusuri hepatitice. Și în urma acestor studii am reușit să înființăm în Institut un centru internațional pentru cercetare în infecția HIV-SIDA în colaborare cu Baylor Pediatric AIDS Initiative din Houston, Texas, din Statele Unite, o rețea de centre care coordonează studii asupra infecției HIV. Am pus aici câteva din foarte multele lucrări care au fost publicate. În primul rând, lucrarea Princeps, prin care în Institut s-a semnalat debutul infecției HIV pediatrice, o lucrare la care a fost colaborator Ștefan Constantinescu, nepotul profesorului Nicolau, astăzi un renumit cercetător și lider de grup la Bruxelles, la Institutul Ludwig. Și am pus aici cele mai recente publicații ale noastre, care au derivat din două granturi NIH pe care le-am avut împreună cu specialiști din Statele Unite. Unul care a vizat efectul monitorizarea tratamentului antiretroviral la acești pacienți și altul care a vizat impactul infecției HIV asupra sistemului nervos în dezvoltare. Și în sfârșit, ultima colaborare pe care am avut-o a fost pentru dezvoltarea unor vaccinuri bazate pe ARN mesager, vaccinuri terapeutice în infecția HIV. O colaborare pe care am avut-o cu câteva centre din Europa, din Belgia, din Franța și din Spania, și care a generat și un studiu clinic de fază 1 pe câțiva voluntari care
a studiat un astfel de vaccin ARN mesager într-o infecție persistentă, nu cu scop profilactic, ci cu scop terapeutic. A doua bornă în care institutul a coordonat o astfel de cercetare în cursul unei epidemii a fost infecția West Nile. În 1996, România a devenit prima țară din lume în care s-a semnalat potențialul neurotrop al unui virus transmis de țânțari, care până atunci era considerat banal, era endemic în Africa, nu a apărut decât foarte rar în Europa și producea în general infecții respiratorii banale. În 96 determină însă o mare epidemie de meningoencefalită cu debut în sud-estul României, care avea să fie investigată împreună cu o echipă de la CDC Fort Detrick din Statele Unite în Institutul de Virusologie. Studiile care au fost publicate în Lancet la vremea respectivă, în 1998, aveau să prezinte această epidemie din punct de vedere clinic și virusologic. Au fost studii care au izolat pentru prima dată virusul de la un pacient cu afectare neurologică severă, internat în Spitalul Victor Babeș, cu care am colaborat extensiv în acea perioadă, și de la un pool de țânțari care fuseseră capturați din subsolurile inundate ale blocurilor din București. Pe baza acestor izolate virale aveam să facem primele truse de diagnostic virusologic, truse imunoenzimatice produse in-house inițial, astăzi se fac și comercial, și aveau să fie izolate primele secvențe genetice ale virusului West Nile. Noi am colaborat, am coordonat aceste studii ulterior împreună cu o serie de parteneri și cea mai recentă colaborare este pentru o platformă multidisciplinară pentru studiul bolilor vectoriale neglijate și emergente, împreună cu USAMV Cluj-Napoca, cu Institutul Național pentru Cercetări Medico-Militare Cantacuzino și cu Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hațieganu din Cluj-Napoca. Ne-am uitat la markerii de severitate a infecției West Nile, atât la markerii asociați gazdei, care țin de profilul genetic și de o serie de factori individuali ai gazdei, și la markerii virali, la marker de neurovirulență, la modificări, mutații care apar în tulpinile acestea și care favorizează replicarea virusurilor în sistemul nervos central. Și iarăși am pus cele mai recente lucrări din 2020 și din 2021. În fine, pandemia de astăzi, care pare că nu se mai termină, care ne-a schimbat viețile tuturor și care ne-a pus la grea încercare pentru că avem de-a face cu un virus extrem de contagios, cu transmitere foarte rapidă, un virus foarte periculos care necesită un laborator de biosecuritate de nivel 3 pentru a permite izolarea virală. Noi aveam un astfel de laborator creat în institut care nu era tocmai funcțional și am reușit în primele luni ale pandemiei să-l facem să meargă, așa încât astăzi putem să izolăm și am și izolat tulpini virale de la pacienții infectați SARS-CoV-2. Pe lângă aceste studii de virusologie pură, facem și studii de investigare a variantelor circulante în România. Există secvențe genetice care au fost raportate în bazele de date internaționale împreună cu toate caracteristicile pacienților, studii care sunt coordonate de doamna doctor Anca Botezatu, o tânără și foarte, foarte riguroasă colegă de-a noastră. Facem studii asupra factorilor de prognostic a evoluției COVID-19 împreună cu Spitalul Victor Babeș. Avem o serotecă de peste 500 de seruri provenite de la pacienți infectați în decursul timpului cu diferite tulpini și ne uităm la asocierea între evoluția severă și nivelul unor citochine proinflamatorii, precum și la eficacitatea unor terapii țintite, acele terapii bazate pe anticorpi monoclonali imunomodulatori, care inhibă fie receptorii de IL-6, tocilizumab sau inhibitori ai interleuchinei 1, anakinra. Pentru a stopa evoluția către formele critice ale infecției cu SARS-CoV-2. Și un studiu pe care l-am inițiat și pe la care țin foarte mult este o evaluare longitudinală a statutului imun post-vaccinar. E o colaborare cu Institutul Național de Sănătate Publică și cu trei mari spitale din București, Spitalul de Boli Infecțioase și Tropicale Victor Babeș, Spitalul Universitar de Urgență și Spitalul de Nefrologie Carol Davila,
Și chiar înainte să intru în sesiunea Academiei de Științe Medicale, am primit vestea bună că articolul cu rezultatele noastre din acest studiu a fost acceptat pentru publicare în Journal of Cellular and Molecular Medicine, care este o revistă cu foarte mare vizibilitate și cu un factor de impact semnificativ. Practic, în studiul acesta noi am văzut că deși anticorpii generați de vaccin scad, așa cum știe toată lumea care își monitorizează titlurile de anticorpi, capacitatea lor neutralizantă se menține. Se menține la 6 luni și după aceea, între 6 și 9 luni, începe să scadă cu foarte mari variații interindividuale. Și la cei la care scade ne-am uitat la răspunsul imun celular și am văzut că există un răspuns imun celular indiferent, independent de răspunsul imun umoral și acest răspuns imun celular este mai marcat la cei care mențin capacități neutralizante importante și mai ineficient ala long la cei care au capacitate neutralizantă mai scăzută. Astea sunt studii care vor informa campaniile naționale de vaccinare și care sper să aducă unele modulări ale modului în care administrăm aceste vaccinuri. Există și 2 proiecte europene care se desfășoară în cursul acestei pandemii. Unul care se uită la instrumente inteligente de suport decizional pentru predicția și managementul pandemiilor și care este coordonat de secretarul științific al Institutului Dr. Zaharia. Și un alt proiect, Periscop, care este un proiect paneuropean care se uită la impactul COVID-19 și modul în care putem asupra grupurilor vulnerabile și supraexpuse și asupra modului în care putem să creăm niște platforme de modelare și analiză cu scopul de a identifica niște modele recurente și politici de succes în managementul pandemiilor. Cred că institutul încearcă să rămână practic un reper pentru lumea științifică internațională, să rămână un loc în care se pot desfășura colaborări internaționale importante și vă mulțumesc foarte mult pentru că mi-ați permis să prezint aceste preocupări ale institutului în sesiunea Academiei de Științe Medicale. Goethe ne spunea că ce putem să lăsăm moștenire copiilor noștri sunt 2 lucruri importante, rădăcinile și aripile. Rădăcinile le avem, aripile ni le creăm singuri și sper să fie deschise cât mai mult timp. Mulțumiri Academiei de Științe Medicale și mulțumiri particulare domnului profesor Octavian Buda. Mulțumesc și eu mult. Iată, chiar se închide un cerc, așa, în planul istoriei medicinei românești, pentru că, iată, avem, din acest punct de vedere, o istorie care, iată, este conectată, din punct de vedere al școlii românești, la însă și începuturile microbiologiei. Și vedem că această continuitate, nu numai că nu a fost întreruptă, dar sigur această conectare internațională care noi o avem astăzi este de natură până la urmă să continue o tradiție. Și dacă îmi permiteți, o să fac încă un salt în timp și acest salt în timp este legat de felul în care până la urmă se înțelege sau s-a încercat înțelegerea bolilor infecțioase, bolilor transmisibile. Și voi începe prin a arăta că, de fapt, cel mai longeviv personaj din istoria medicinei care a cărui teorie, practic, s-a impus în planul istoriei medicinei, rămâne Hipocrate. Teoria sa miasmatică a ideii că un aer fetid, poluat, generează epidemii, este, din acest punct de vedere, practic vectorul care generează pandemiile. Și, apropo de salturi în timp, nimeni altul decât bacteriologul german Karl Pflüge, în 1899, acreditează ideea transmiterii
infecțioase prin intermediul picăturilor microscopice de salivă. Practic, aceste picături sunt vectori de infecție. Și interesant este că între teoria lui Flügge, sau în orice caz deschiderea sa venită din istoria bacteriologiei către modalitatea aceasta de transmitere a bolii prin aerosoli și astăzi COVID-ul prin excelență se transmite prin acest vector și teoria lui Hipocrate, sunt destule similarități. Numai că bolile infecțioase sunt adesea deconcertante și de-a lungul timpului au apărut chiar controverse cu privire la mecanismul acesta de transmitere. O imagine de ansamblu a bolilor și interpretării în sens de determinism diagnostic pornește de la ideea de cauzalitate. Deci, pe de-o parte, iată această teorie miasmatică, teoria, sigur, a impunerii treptate a faptului că există niște microorganisme care generează boli și după aceea, pe măsură ce se dezvoltă mai ales aceste aspecte legate de contagiune și de cauzalitate în ceea ce privește infecția, încep să se impună teoriile moderne de astăzi. Deci, modele epidemiologice, cum să spun eu, o rețea cauzală, ce este deosebit de complexă, vulnerabilitatea în planul acesta infecțios și atunci vorbim de aspecte care țin de o susceptibilitate la îmbolnăviri de acest gen și sigur aspectul acesta de ordin social, pentru că respectarea unor măsuri de izolare și de stopare a lanțurilor epidemice se vede că sunt extrem de importante și pot avea consecințe nefaste. Dar totul începe până la urmă, o să pare surprinzător în medicina modernă, nu cu un medic, ci cu un savant care reușește să impună un mod de gândire din acesta cauzal, bazat pe obiectivitatea unor experimente, pe rezultatele care decurg din acestea. Și sunt istorici ai științei și ai medicinii care spun că Galileo Galilei este de fapt fondatorul medicinei moderne. Repet, al medicinei moderne. Pentru că în clipa în care el folosește un instrument de magnificare, care este această lunetă care o vedem în imagine, și observațiile sale care încep să fie transmise în jurul lui anului 1620, schimbă modul de înțelegere și vedere al lumii în care trăim. A 50 de ani mai târziu avem deja în istoria științei un olandez pe nume Anton van Leeuwenhoek, care este creditat cu conceperea, cu inventarea primului microscop din istorie. Ceea ce vedeți aici este pur și simplu o lentilă aproape sferică și ea se găsește, dacă vreți, ca la o antenă parabolică în fața unui ac și pe vârful acelui ac sunt puse preparate din acestea de ordin biologic, salivă, sânge, spermă și dintr-o dată începe să se dezvăluie un univers microscopic cu totul spectaculos, în egală măsură cum, repet, observațiile de cu 50 de ani mai devreme ale lui Galileo Galilei schimbă înțelegerea realității. Deci, practic, în acea epocă, oamenii își extind universul observațional și sunt capabili să interpreteze o realitate, sigur, în curentul vremii, o realitate pe care ei o percep, practic, pentru prima dată. Și deja lucrurile evoluează de așa manieră încât instrumentele de identificare, de decelare a elementelor care constituie universul microscopic se amplifică, deja se creează microscopul binocular și se vede aici felul în care se concentrează
practic într-un instrument până la urmă posibilitatea unor analize de tip sistematic. Și iată, numai târziu de 1650 apare un prim tratat care îl putem numi în egală măsură și de microbiologie și de biologie celulară mai puțin, deși există o informație importantă acolo. Este vorba de tratatul lui Robert Hooke, care a fost președinte la Royal Society, și aici avem în toată gloria lui înfățișat un purice. E, ironia sorții este că în acea perioadă acest, iată, monstruleț care iese din paginile acestei cărți avea să fie vectorul cele mai îngrozitoare epidemii de ciumă din istoria Angliei. Este vorba de Marea Ciumă din 1665. Deci iată că savanții descoperă un univers microbian, un univers microscopic, numai că, din nefericire, înțelegerea faptului că aceste microorganisme sunt vectori de boli infecțioase, aceste lucruri se vor dezvolta și se vor înțelege mult mai târziu. Puricele este practic cel în sistemul digestiv al căruia se afla Yersinia pestis, bacteria care este răspunzătoare de ciuma bubonică, și înțelegerea naturii exacte a felului în care se transmite această epidemie care a dat, sigur, ciuma neagră din 1347 și multiplele valuri care au venit după aceea până, iată, în secolul XIX, ține de apanajul unor cercetători care au lucrat la Institutul Pasteur, pe de o parte, dar și la institutul condus de Robert Koch. Bun, odată cu Pasteur se iese la suprafață o constatare că bacteriile generează boli și ele, prin secrețiile și prin multiplicarea lor și printr-un proces de fermentație, generează alterarea mediului în care se găsesc. Inventarea unui mediu de cultură din acesta solid permite practic angajaților Institutului Pasteur și sigur al lui Robert Koch ulterior în Germania, într-un interval de timp foarte scurt, încetul cu încetul, să fie descoperiți agenții infecțioși răspunzători de boli infecțioase, hai să le numesc specifice. Și lui Robert Koch îi se datorează un postulat care practic revoluționează înțelegerea bolilor infecțioase și a teoriei microbiene. Este vorba de specificitatea unui agent microbian care dă o anumită boală infecțioasă, și acesta este unul din postulatele importante pe care le-a enunțat savantul german. Și lucrurile merg cu o viteză extraordinară dacă stăm să ne gândim că primele observații microscopice datează din 1670. În 1882 avem identificarea bacteriei Mycobacterium tuberculosis, răspunzătoare de tuberculoză, vibrionul holeric, care este identificat pentru prima dată de Robert Koch într-o cercetare făcută în Calcuta, în India, 1883, Salmonella tifi, nu, care este răspunzătoare de febra tifoidă, 1884, Gafti este cel care o identifică, Corynebacterium difterie, 1884, Klebs și Loeffler, Prenkel găsește streptococul pneumoniei în 1886, și Neisseria meningititis, care e răspunzătoare de fenomene de infecție la nivelul sistemului nervos central, e descoperită în 1887 de Weichselbaum. Practic, față de ceilalți cercetători amintiți, singurul care nu face parte din echipa lui Robert Koch. Momentul care descrie practic această diseminare internațională a cercetărilor savantului german îl reprezintă și identificarea lui Clostridium tetani în 1889,
prin japonezul Kitasato. E, Kitasato a pierdut practic o șansă de a se lega pentru totdeauna de descoperirea bacteriei Yersinia pestis, care a generat ciuma, și numai că angajații Institutului Pasteur prin Alexandre Yersin a reușit în Asia de Sud-Est să fie ceva mai preciși în diagnosticul histologic, morfologic al bacteriei, pentru că preparatele lui Kitasato, din păcate, aveau artefacte numeroase și geniul lui Alexandre Yersin este de a fi pus degetul pe acea bacterie și de a fi identificat-o în mod precis. Dar încă o dată, această tehnologie de identificare a bacteriilor una după alta îi revine echipei savantului german. Bun. E, sigur că Institutul Pasteur nu a rămas pe plan secund. Dimpotrivă, savanții care au lucrat cu lui Pasteur sunt în egală măsură formidabili și mă refer la Émile Roux, dar și la Charles Chamberlain, care era preocupat de o idee pe cât de simplă, pe atât de logică. Ideea filtrării unui produs biologic de așa manieră încât produsul biologic să fie pur din punct de vedere al unei posibile infestări. Să fie curat din punct de vedere bacterian și ceea ce vedem aici sunt niște filtre de porțelan care reușiseră să ajungă la un grad de precizie atât de mare. Vorbim de ordinul micronilor, eu știu, 2-3 microni dimensiunea porului filtrului de porțelan, și atunci sigur că ideea aceasta de filtrare mecanică era pe atât de simplă, pe atât de logică. Numai că lucrurile se complică. În sensul în care se constată că deși se ajunge la un asemenea grad de filtrabilitate, există ceva care circulă în filtrele respective și care este în egală măsură infecțios. Și acest lucru a generat o oarecare nedumerire, dar aceste experimente care se fac la sfârșitul secolului XIX sunt practic cele care pun bazele virusologiei moderne și primul care intuiește existența unor entități extraordinar de mici care sunt infestante în pofida acestei filtrări foarte riguroase este savantul rus Dimitri Ivanovski. Și practic el își pune problema naturii acestor virusuri și face o cercetare legată de practic primul virus identificat ca atare. Să nu uităm, suntem într-o epocă în care microscopele optice își epuizaseră de mult puterea de magnificare, iar de microscopul electronic nu putem vorbi decât practic după al doilea război mondial. Deci acești savanți la sfârșitul secolului XIX aveau această extraordinară capacitate intelectuală de a gândi practic indirect, practic cu ochii minții ei reușesc să identifice că, iată, cum făcea Ivanovski pe virusul mozaicului al frunzelor de tutun. Deci extracte din frunzele infectate sunt în continuare infestante, pentru că sigur că acolo există o particulă virală, un virus care are 3 nanometri lungime și care sigur că eludează acele filtre. Și atunci, într-o primă fază, se pune problema ce este cu aceste substanțe. Sunt microorganisme, sunt niște substanțe chimice, hai să le spunem ca niște detritusuri de ordin metabolic ale unor bacterii. Cert este că în 1897 avem eponimul de virus pe care îl concepe Bayerink și care acesta nu prea era convins că există un microorganism. Numai că Ivanovski a fost dimpotrivă convins că acolo există niște entități mult, mult mai mici. Și iată o imagine cât se poate de nouă care se face cu microscopul electronic. Aici avem un bacteriofag și se vede că rata aceasta de dimensiune între o bacterie și un virus este, dacă vreți, așa ca aceea dintre un autobuz mare, care sigur are o membrană, are un nucleol, are niște elemente care sunt niște
structuri interne și un virus care este tot atât de mic cât o pietricică. Și atunci, încă o dată, repet, pentru savanții acelei perioade, capacitatea lor de a înțelege, dacă vreți, că există niște microorganisme care într-o primă fază se numesc ultrafiltrabile, pentru că ele, repet, reușesc să depășească acest filtru care părea impenetrabil la momentul respectiv, generează practic virusologia modernă. Aici îl avem pe Adolf Meyer, primul care identifică practic acest virus al mozaicului tutunului și care, sigur, și astăzi el, acest prim virus descoperit, pune provocări de ordin conceptual. Pentru că în foarte, foarte mare măsură se pune întrebarea dacă virusurile sunt cu adevărat organisme vii sau dacă, într-adevăr, ele se află undeva la limita dintre chimie și biologie, pentru că virusul mozaicului tutunului poate fi, cum să spun eu, înghețat, să spunem așa, în ghilimele, într-o formă cristalizată. Și faptul că un virus se poate cristaliza arată, pe de o parte, versatilitatea lui, care este foarte directă, și în același timp capacitatea acestuia de a eluda orice modalități de atacare a lui. De aceea, provocările venite din area virusologiei, pe de o parte, posibilitatea unui vaccin, nu? Care să fie raportat la structura virusului și, pe de altă parte, antivirale foarte specifice, sigur că a dat până la urmă laureații premiului Nobel. Am făcut așa o prezentare de ansamblu a felului în care o observație, iată, care în aparență nu are nicio conotație cauzală, generează un univers de o complexitate atât de extraordinară cum este cel pe care l-a sugrăvit doamna profesor Ruță vis-a-vis de ce înseamnă virusologia de astăzi. Apropo de Ștefan Senicolau, Ștefan Senicolau era fascinat de faptul că virusurile fac ceva. Acel ceva este hipnotizarea realmente a unei celule, în sensul în care, în clipa în care intră în celulă, virusul reușește să se folosească de nucleul celulei respective, astfel încât prin celelalte organite să dau comenzi de crearea a unor nucleoproteine care ajută la replicarea virală. Deci, încă din epoca respectivă se înțelege un principiu, și anume, în clipa în care un virus care are nevoie de un mediu intră în celulă, păi lucrurile s-au cam terminat. Toată lupta este ca prin vaccinare și prin antiviral specific, virusul să nu fie lăsat să intre în mediul celular, pentru că în acel moment, repet, este exact ca asediul unei cetăți în care, în clipa în care invadatorii au intrat în cetate, dezastrul este clar. Încă o dată, la scara istoriei medicinii, aș comenta faptul că savanții acelor vremuri, care sigur n-aveau posibilitatea realizărilor tehnologice de astăzi, realmente să intuiască. Și gândiți-vă că primul impuls a apărut practic în mod decisiv în crearea acestei medicini bazate pe dovezi, până la urmă în epoca Renașterii, pentru că în clipa în care oameni ca Leonardo da Vinci sau Andreas Vesalius fac un lucru, repet, pentru noi evident, dar pentru acea epocă cu urmări profunde. Să creeze o imagine realistă a universului în care trăim, respectiv o anatomie în care structurile anatomice să fie descrise cu claritate și cu precizie, e bine, acest lucru a dat impulsurile de astăzi pe care noi le avem în medicina modernă. Deci teoria microbiană începe cu o observație, cu un mod organizat de a explica ceea ce vezi și, în primul rând, de a explica clar și coerent ceea ce vezi și, încetul cu încetul, iată, mintea umană reușește să genereze o imagine a felului în care funcționează realitatea respectivă. De aceea, întotdeauna trebuie să fim foarte atenți.
că felul în care explicăm o realitate se bazează pe o interpretare rațională și cauzală. Și cred că astăzi important este ca aceste lucruri să fie atât clar puse la punct pentru o educație generală a populației, pentru că Karl Flüge de la Berlin a fost profesor de igienă și impetuozitatea cu care el a susținut faptul că există picături de salivă microscopice infestante a dus la folosirea măștii medicale, măștii chirurgicale în sala de operație. Același principiu îl avem astăzi în masca pe care trebuie să o poarte fiecare dintre noi în mediile acestea de tip aglomerat, pentru că mecanismul este același. Atunci, sigur că, iată, savanți cu mai mult de 100 de ani mai devreme reușesc să identifice mecanismele acestea de transmitere infecțioasă. În continuare, ne vom axa tot pe istoria medicinii și a felului în care la nivelul societăților, repet, moderne de secol XIX, cum este în cazul României. E bine, doamna șef de lucrări Lidia Trăușan-Matu ne va prezenta felul în care aceste politici sanitare și felul în care sistemul de carantină, care pentru prima dată în istorie este organizat într-o cetate care privea vis-a-vis de Veneția, cetatea Raguzei, astăzi Dubrovnik, încă din 1377, deci măsuri antiinfecțioase, antiepidemice au avut coerența lor și au existat. E bine, vom vedea chiar și în condițiile în care, iată, aceste teorii microbiene coerent explicate sunt de resortul sfârșitului de secol XIX, vom vedea în ce măsură aceste teorii, chiar dacă nu sunt cunoscute și înțelese în prima jumătate a secolului XIX, au dat totuși posibilitatea așa unei țări aflate în pragul modernității, cum este România, să se apere de aceste infecții și vom discuta cazul holerei. Holera este poate cea mai deconcertantă boală din punct de vedere infecțios, pentru că ea nu pare a se transmite, așa cum s-a înțeles prima dată, nici prin contact direct și nici prin aerul infestat. Pentru că vectorul de infestare din holeră este dat de apă, da, apa de canalizare care nu era filtrată, sau de alimentele infestate. Și sigur că asta a fost o foarte mare provocare care, și această provocare sigur a stârnit foarte multe controverse vis-a-vis de măsurile care trebuiesc aplicate. Și o invit pe doamna Lidia Trăușan să ne prezintă, iată, din perspectiva documentelor și a unei politici sanitare, cum au evoluat lucrurile. Mulțumesc! Mă grăbesc de la început să mulțumesc organizatorilor pentru invitație și să manifest bucuria că sunt astăzi alături de dumneavoastră într-o așa companie aleasă. Am să intru abrupt în subiect, spunând că în cele ce urmează îmi propun să discut un subiect, aș spune eu, foarte actual astăzi, chestiunea epidemiilor și a carantinei în România, însă în secolul al XIX-lea, în intervalul 1830-1865. Cred că momentul ales e potrivit. România și întreaga planetă încearcă să facă față unei pandemii de gripă provocată de un coronavirus originar din China, iar metoda cea mai la îndemână de a controla boala până la vaccinarea unui număr semnificativ de oameni este apelul la igienă, izolare și carantină. Din rațiuni ce țin de economia timpului, am să explic dintr-un început doi termeni, carantină și holeră, termeni care vor fi invocați pe tot parcursul prezentării mele. Cuvântul carantină derivă din cuvântul italian carantina, care înseamnă 40 și se referă la numărul de zile de izolare. De ce 40 de zile de izolare? Numărul și motivația sunt de inspirație biblică.
40 de zile și 40 de nopți a ținut potopul și pământul a fost purificat de apă. 40 de ani au rătăcit Moise și poporul ales prin deșertul Sinaiului, timp în care mulți iudei au murit, iar cei rămași s-au vindecat de morbul sclaviei egiptene. Cu alte cuvinte, se intuia atunci că 40 de zile ar reprezenta exact timpul necesar pentru îndepărtarea pericolului de moarte. De reținut este și faptul că prima carantină europeană a fost întemeiată pe teritoriul Italiei de azi, în Veneția sfârșitului de veac al XIV-lea, dacă nu punem la socoteală episodul deja amintit de domnul profesor Octavian Buda, episodul de carantină din 1377, organizat la Ragusa. Cât privește holera, boala este originară din India. Aici, în această zonă, se manifesta endemic încă din antichitate și s-a răspândit în lume, urmând harta rețelelor de comerț dintre orașe, țări și continente. De la 1830, boala a început să ne liniștească țările Europei. Rusia a fost prima țară europeană contaminată. De aici s-a răspândit în Moldova și Valahia, în Valahia și Polonia, în Finlanda, scuzați-mă, și Polonia, apoi în Imperiul Habsburgic și Prusia. Până în 1835, holera a cuprins aproape toată Europa și a trecut oceanul în America de Nord. Molima îi îngroza pe oameni atât prin difuzarea rapidă și gradul mare de mortalitate, estimat în epocă între 40 și 60%, cât și prin felul de manifestare. Începea brusc, cu dureri greu de suportat, în special la nivelul abdomenului și al membrelor, cu vărsături, diaree, deshidratare, spasme violente și culmina cu o paloare albăstruie pe care o căpăta bolnavul și cu secătuirea lui de vitalitate. După 24 de ore de agonie, în multe cazuri, bolnavul se întâlnea cu moartea. În 1831, când holera a pătruns în Europa, autoritățile medicale nu aveau nicio idee lămurită despre ea. Nu-i cunoșteau nici cauzele, nici felul transmiterii, nici terapeutica. Știau însă că este foarte contagioasă și încercau să explice acest lucru invocând fie teoria miasmelor, fie teoria contagiunii directe, despre care tocmai ne-a vorbit domnul profesor. Însă, pe lângă aceste două teorii, mai circulau și altele. Unii medici și oameni de știință puneau ciuma și bolile în general pe seama unui spirit eteric, alții pe influența nefavorabilă a stelelor sau pe o anumită conjuncție nefastă a planetelor. Foarte populară era și concepția religioasă a bolii, mai ales în rândul credincioșilor, conform căreia ciuma și holera erau o pedeapsă divină dată oamenilor pentru viața lor necumpătată. Iar lipsa certitudinilor cu privire la ceea ce îi face pe oameni să se îmbolnăvească de holeră a determinat să apeleze la distilirea ei, dar și la o varietate de metode de combatere și de tratamente. Și aș aminti aici, pe lângă deja invocata carantină, izolarea bolnavilor în spitale deciumați sau izolarea forțată în casă și impunerea de restricții de deplasare sau de întrunire publică, autoritățile și în special medicii îndemnau oamenii să-și igienizeze habitatele și lucrurile și să țină dieta alimentară cu bucate ușoare, spuneau ei, din legume și fructe proaspete sau, dimpotrivă, cu bucate grele, bogate în grăsimi și proteine. Ineficiența remediilor au determinat oamenii să apeleze la practici ce țin de supranatural. Mă gândesc la rugăciuni fierbinți adresate lui Dumnezeu și Sfinților Vindecători,
la sfeștanii cu apă sfințită, slujbe și procesiuni împotriva ciumei, sau pur și simplu să fugă din zona calamitată, fără să știe că prin astfel de practici și comportamente înlăsneau contagiunea. În ce privește cazul românesc, instituirea carantinei la frontiera navală a principatelor române este legată de numele generalului rus Pavel Kiselev, cel care va guverna principatele în intervalul 1829-1834. El este cel care decide să pună în practică articolul 6 al Tratatului de Pace de la Adrianopol, încheiat între Rusia și Sublima Poartă în urma războiului din 1828-1829. Acesta permitea Valahiei și Moldovei să organizeze cordoane și carantine sanitare permanente, atenție, permanente de-a lungul Dunării și în alte parte a țării unde va fi nevoie de ele. Transpunerea articolului în realitate presupunea mobilizări de oameni și alocarea de resurse financiare și materiale. Ceea ce s-a făcut cu un elan pe care vreau să-l evidențiez, în numai câteva luni a fost amenajat și pus în funcțiune sistemul de carantină de la Dunăre. Prin aceasta, nu vreau să se înțeleagă că în țările române, până la 1830, guvernanții nu apelaseră la carantină ca soluție de apărare împotriva epidemiilor. Dimpotrivă, așa cum ne arată cercetări de curând apărute, cum sunt cele semnate de Octavian Buda, de Toader Nicoară, care ne spun că ori de câte ori năpraznica boală a ciumei se ivea în țară, puterea politică declara stare de urgență și punea în practică regulile carantinei. Metoda de apărare însă, pe atunci, avea un caracter vremelnic. Carantina nu era o instituție care să vegheze permanent la starea de sănătate a populației. Sursa de inspirație pentru organizarea cordonului sanitar din spațiul românesc a fost sistemul de carantine al Imperiului Habsburgic. Guvernanții Habsburgi au fost cei care, plecând de la observația că ciuma se manifesta endemic în Imperiul Otoman, au decis chiar din primele decenii ale anului 1700 să amenajeze la frontiera de răsărit a Imperiului, de la Marea Adriatică până la Balcani, un cordon protector pentru a-i ține la distanță pe bolnavii de ciumă și a proteja astfel viața supușilor. La 1830, în Valahia, cordonul sanitar s-a întrupat din 11 carantine, de mărime mare, mijlocie și mică, amplasate de la bun început după o logică ce ținea de grija pentru sănătatea publică, se dorea blocarea molinilor la frontiera țării, dar și de interesele politice și economice ale guvernanților. Echipajul carantinelor mari și mijlocii era relativ numeros, între 12 și 31 de persoane, și aveau sarcini bine precizate. De internări, investigații și aplicarea procedurilor de dezinfecție se ocupau zi și noapte doctorii și moașele arondați carantinelor. Pentru serviciile prestate, un doctor primea pe lună 500 de lei dacă lucra într-o carantină mare și 350 dacă gestiona o carantină mijlocie. Retribuția moașelor era de 60 de lei pe lună la carantinele mari și de 50 de lei pe lună la cele mijlocii. Carantinele mici nu aveau personal medical. Paza cordonului sanitar, de la Imperiul Habsburgic până la vărsarea Siretului în Dunăre, era asigurată de trupe speciale de poliție, de miliție, se numeau în epocă. Sarcina lor era să patruleze de-a lungul fluviului și să oprească orice încercare frauduloasă de traversare a frontierei. În Moldova,
Arhitectura cordonului sanitar a fost mai simplă, deși se întindea de la gura Prutului până la gura râului Siret, tranzitul oamenilor și al mărfurilor se făcea prin 3 puncte de control, e vorba de carantina de la Țiglina și din cele 2 docuri ale portului Galați. Conform regulamentului de funcționare, activitatea carantinelor era dirijată de Ministerul de Interne prin intermediul Inspectorului General al Carantinelor și al Comitetului Sănătății sau al Comitetului Carantinelor, cum este numit în sursele din epocă. Inspectorul era numit de domnitor și conducea serviciul carantinelor din amândouă principatele. Și de la fondare până la reforma din 1854, când dregătoria de mare inspector general al carantinelor a fost desființată, serviciul a avut un singur inspector, pe generalul Nicolae Mavros. În ce privește Comitetul Carantinelor, multe sarcini îi erau încredințate. Erau așteptați să intre în țară sute de oameni zilnic cu produse, mărfuri și animale. Prin urmare, trebuiau precizate clar interdicțiile privind intrarea în țară și amenajate locuri de cazare în carantină. Apoi, odată intrați în carantină, oamenii trebuiau să știe câte zile vor sta, ce procedură sanitară aveau de urmat, care erau mărfurile supuse dezinfecției și care nu, ce se întâmpla cu produsele lor, unde și cum erau depozitate, cum se făcea dezinfecția lor și cine le asigura paza. La toate aceste întrebări, comitetul trebuia să aibă răspunsuri și reguli ferme. Și avea. Chiar dacă, în aparență, mecanismul de funcționare al carantinelor pare complicat, conform articolelor din regulamentul organic, carantinele de la Dunăre au funcționat după o regulă simplă, strictă și autoritară. Dacă veneai din Orient și voiai să traversezi Valahia sau Moldova, trebuia să stai o vreme în carantină. Regula se aplica tuturor călătorilor, indiferent de etnie, condiție socială, țară de proveniență. La intrarea în carantină, călătorul trebuia să prezinte autorităților pașaportul sau biletul de drum, să menționeze scopul călătoriei în principate și să declare bunurile pe care le avea asupra lui. În paranteză fie spus, tăinuirea unui obiect ducea la dublarea zilelor de carantină, iar la plecare trebuia să achite nota de plată pentru serviciile primite în carantină, adică cazare, mâncare, îmbrăcăminte și taxa de dezinsecție a mărfurilor. Durata de izolare varia de la 3 la 7 zile în perioadele de acalmie și de la 14 la 24 și chiar 30 sau 40 de zile în perioadele acute de manifestare a bolii. Zilele de izolare nu puteau fi negociate, erau obligatorii și se aplicau tuturor. Pe cine îl bătea gândul să eludeze carantina, risca să fie împușcat de jandar dacă era surprins și nu se oprea la somația acestora sau să fie condamnat pe viață la ocnă. Aș spune câteva lucruri și de un caz de holeră care a afectat devastator atât Moldova cât și Valahia. Este vorba de epidemia de holeră din anul 1848, declanșată ca urmare a valului internațional din 1847. Aș spune că primele semne ale molimei apăruse în porturile Galați și Brăila încă de la începutul lunii martie a anului 1848, de unde, cu repeziciune, s-a răspândit în localitățile situate pe drumurile principale care legau cele două porturi de orașele mari ale Moldovei și Valahiei. Și nu întâmplător, în prima jumătate a veacului al XIX-lea, transporturile de călători și mărfuri pe distanțe mari se făcea de obicei pe apă, iar odată cu oamenii, călătoreau și bolile,
Era firesc ca infecțiile să apară mai întâi în orașele porturi și apoi să se extindă urmând drumurile terestre în aglomerările urbane, în special în zonele insalubre. La sfârșitul lunii martie 1848, când avem semnalate primele victime ale holerei, autoritățile locale au început să amenajeze barăci de scândură, unde să fie duși imediat bolnavii, nu doar pentru a fi îngrijiți, ci mai ales pentru a fi izolați și a împiedica astfel molipsirea altor persoane. În același timp, autoritățile colindau târgurile și orașele pentru a convinge populația să se păzească de molimă. Nu oboseau să facă apel la respectarea restricțiilor de mișcare și de întrunire și să îndemne la păstrarea igienei și la evitarea consumului de legume și fructe, în special al castraveților și al strugurilor și al pepenilor. Pe atunci, deschid o paranteză, pe atunci pepenele roșu era fructul cel mai întâlnit în zona Craiovei, iar coacerea lui coincidea deseori cu apariția de cazuri de holeră în oraș, motiv pentru care doctorii îl interziceau cu strășnicie consumul lor. Cât despre tratamentul propriu-zis, la această dată, adică pe la mijlocul veacului al XIX-lea, doctorii obișnuiau să trateze holera cu sângerări, calomel, clisme cu fum de tutun sau prin injectarea în vene a unei soluții saline. Toate eforturile au fost însă zadarnice. Mărturiile din epocă înregistrează o situație cât se poate de gravă. În zonele contaminate, deci de oameni mureau zilnic, iar victimele erau de toate vârstele. Și astăzi știm, holera nu are o origine spontană și nu este transmisă de o miasmă, ci de o bacterie care se transmite pe calea apei, prin folosirea surselor de apă contaminate cu dejecții sau prin consumarea alimentelor contaminate. De aceea, carantina împotriva holerei nu a avut efecte. O epidemie de holeră se putea declanșa atât în așezările urbane, în special în zonele aglomerate, atunci când oamenii consumau apă și alimente infestate cu bacilul Vibrio holeric, cât și în cele rurale, dacă se aprovizionau cu apă din fântâniile contaminate cu dejecții provenite de la animale sau de la bolnavii de holeră. Ideea transmiterii holerei pe calea apei contaminate a fost intuită de anestezistul reginei Victoria, John Snow, cel care a introdus practica anesteziei în Marea Britanie pe la 1853-1854. Deși lumea medicală nu i-a luat în serios ipoteza, impasibilul Snow și-a publicat teoria în 1854 și a recomandat autorităților responsabile de sănătatea publică să pună la dispoziția oamenilor din orașe un sistem sigur de canalizare a dejecțiilor și o rețea corespunzătoare de alimentare cu apă a orașelor. 4 ani mai târziu, în 1858, autoritățile londoneze i-au pus în practică recomandarea, însă dintr-un motiv cu totul diferit. Credeau că prin implementarea unui sistem subteran de canalizare vor înlătura miasma semănătoare de moarte. Indiferent de motiv, această realizare a scăzut incidența bolii, iar spre sfârșitul veacului al XIX-lea, holera nu a mai fost văzută în Marea Britanie ca un pericol pentru sănătatea publică. Mai mult, așa cum spunea domnul profesor, în 1893, bacteriologul german Robert Koch și echipa sa de cercetători au confirmat ipoteza lui Snow, demonstrând că vinovată de producerea bolii era o bacterie în formă de virgulă care, într-adevăr, se transmitea pe calea apei contaminate. După 1928, când Alexander Fleming a descoperit accidental penicilina, mortalitatea provocată de holeră a început să scadă simțitor
în Europa și în Statele Unite ale Americii. În prezent, pe lângă metode preventive, de igienizare în special, se folosesc cu succes antibiotice și tratamente care înlocuiesc sărurile și fluidele eliminate în extrem de organism. Și în Valahia și Moldova se petrec scene asemănătoare, mai ales de pe la mijlocul veacului. Și în 1857, la un an după depășirea valului epidemic din 1847-1856, autoritățile medicale, împreună cu cele politice, au început să se întrebe dacă, într-adevăr, măsurile autoritare ale carantinei erau un mijloc eficient de combatere a epidemiilor de holeră și dacă sistemul de carantine, care cheltuia mari sume de bani și îngrădea libera circulație a oamenilor și a mărfurilor, își mai aveau rostul. O primă decizie s-a luat în 1859, când a fost suspendat vremelnic activitatea carantinelor de la Dunăre, iar ca alternativă s-a propus implementarea de măsuri ce țin de îmbunătățirea condițiilor sanitare din orașe, și anume asanarea bălților și a mlaștinilor care bălteau prin localități, reorganizarea serviciului public de ridicare a gunoiului, introducerea de instalații moderne pentru aprovizionarea cu apă potabilă a marilor orașe, înlocuirea acoperișilor de stuf ale caselor cu olane, dezinfecția locuințelor, dar și a canalizărilor publice cu clorură de var. Pe lângă acesta, au mai dispus eficientizarea controlului mobilității umane prin inspectarea navelor care veneau din zonele unde holera se manifesta endemic și, în acest caz, pasagerii găsiți bolnavi erau izolați, iar restul persoanelor erau supravegheate în carantină câteva zile. 8 ani mai târziu, la 5 septembrie 1865, ministrul de interne al României, la îndemnul Consiliului Medical al țării, a semnat decizia prin care carantinele statornicite pe la porturile dunărene din România s-au desființat, rămânând liberă comunicațiunea. Acest lucru nu înseamnă că holera nu s-a mai evit în România sau că guvernanții nu au mai apelat la carantină pentru stoparea ei. Dimpotrivă, până în deceniul 2 al veacului al 20-lea, odată cu valurile epidemice internaționale din 1865, 1873, 1881, 1894 și 1899-1923, holera va tot bântui România și, în ciuda impunerii carantinei și a altor măsuri de prevenție, boala va produce un procent însemnat din decesele vremii. De pildă, știm de la doctorul Iacob Felix că în 1893 holera a afectat grav România, ucigând cel puțin 872 de persoane din cei 1494 de bolnavi înregistrați. În concluzie, aș vrea să spun că la 1830, sub supravegherea generalului Kiselev, a fost implementat, după modelul carantinei habsburgice, sistemul de carantine de la Dunăre ca stabilă împotriva epidemiilor de ciumă și de holeră. Faptul că statul a creat o instituție de frontieră și a împuternicit-o să aplice în numele sănătății publice felurite reguli și măsuri autoritare a generat o seamă de probleme și de nemulțumiri. Problemele și nemulțumirile erau întemeiate. Carantinele îngreunau foarte mult călătoriile și comerțul și produceau pasagerilor daune economice, temeri și disconfort. Problematica carantinei însă este mult mai complicată și ar fi greșit să vedem în ea doar probleme și nemulțumiri. Așa cum s-a văzut din analiza mea,
în afară de rezultatele recunoscute în lupta cu ciuma, nu și în cazul holerei, carantina a influențat și alte aspecte ce țin de sănătatea publică. Era instituția care colecta informațiile referitoare la starea bolilor infecțioase și trimitea rapoarte epidemiologice regulate Comitetului Sănătății. Existența ei a făcut posibilă apariția postului de doctor de carantină, cu ajutorul căruia călătorii, dar și populația unde se afla carantina, primeau câteva servicii de îngrijire medicală. Nu în ultimul rând, carantina a stimulat reacțiile sistemului sanitar. Pe seama rapoartelor provenite de la doctorii de carantină, autoritățile politice și sanitare de la centru au putut interveni mai rapid în blocarea bolilor pe cale să se transforme în epidemii. Iar apelul la igienă și salubritate publică poate fi văzut ca un apel la modernizare medicală și socială. Mulțumesc! Noi vă mulțumim foarte mult, a fost o lecție extraordinară despre carantină și dacă stăm să ne uităm, putem spune că într-un fel responsabil era atunci Ministerul de Interne, ceea ce se întâmplă și astăzi, Ministerul Sănătății, ceea ce se întâmplă și astăzi și sigur un inspector general al carantinelor care însă era numit de domnitor, ceea ce însemna că însuși domnitorul era integrat în acest sistem. Cu bunele și relele ei, carantina are un rol ca o concluzie important, sigur. Măsurile acestea trebuie gândite foarte bine din toate punctele de vedere, sanitar, economic, diplomatic, astfel încât poate totuși multe dintre ideile de atunci au prins contura astăzi și au fost folosite. Vă mulțumim foarte mult pentru această istorie extrem de interesantă a carantinei. Nu m-am gândit niciodată la un astfel de subiect, dar este foarte, foarte important să vedem unde ne-am situat atunci, în 1830, când apărea pentru prima dată ideea de carantină, se instituia carantina și cam ceea ce se întâmplă astăzi. Mulțumesc foarte mult și vă doresc toate cele bune. Vom continua ultima noastră intervenție. O are domnul doctor cercetător grad 1 Viorel Alexandrescu, reprezentantul României la Organizația Mondială a Sănătății în tot ceea ce privește gripa sezonieră. Domnia sa lucrează la Institutul Ioan Cantacuzino de o viață. Lucrarea domniei sale, pandemiile și vaccinarea, experiența Institutului Cantacuzino. Mulțumim foarte mult, domnule profesor onorific Viorel Alexandrescu. Bună ziua! Voi prezenta pandemiile din epoca modernă, care în principal au fost de gripă, deși unele evenimente pandemice care au avut loc înaintea deci epocii moderne, chiar din timpuri foarte îndepărtate, au fost confundate între ele și s-ar putea ca actuala epidemie de corona să pună în discuție faptul dacă unele epidemii de, sau pandemii de gripă din istorie nu au fost cumva date și de coronavirus. Pandemiile sunt evenimente catastrofice, unele cu o magnitudine foarte mare, cum este pandemia de gripă spaniolă din 1918, care de fapt bulversează toate activitățile umane, au efecte asupra medicale prin un număr enorm de îmbolnăviri și de decese, disrupții sociale extrem de importante care afectează toate ramurile, toate activitățile societăților omenești și de asemenea se soldează cu pierderi economice extraordinare care fac ca unele țări chiar să intre în dezastru. Pandemiile secolelor din epoca modernă sunt de la sfârșitul secolului XIX, pandemia din 1989-90, despre care am spus că este totuși o discuție, dacă nu cumva a fost dată de coronavirus, în care față de populația care era de 1 miliard și ceva, jumătate de 500 de milioane, a avut un indice de reproducere a cazurilor, asta înseamnă de la cazul index câte cazuri apar și care sunt
în general, la începutul pandemiei mai multe și apoi pe măsură ce pandemia evoluează și intră în declin, scad. Ca infectați, se estimează unele înregistrări care nu au fost totuși extrem de generalizate, au fost afectați cam între 20-30% din populația globului, deci cam 300 de până la 900 de milioane. Enorm. Iar ca decese, o estimare, mai puțin înregistrări, 1 milion. Iar rata fatalității este exact câte cazuri, câte decese sunt dintr-un numărul de infectați dintr-o populație dată. Iar ca indice de severitate, care este, deci a fost foarte bine conceput de către CDC Atlanta, s-a încadrat în categoria a doua, în care aveam deci o rată de fatalitate între 0,1 și 0,5% și un număr de decese așteptate de 9 până la 18 milioane. În continuare, a evoluat și a debutat pandemia cu cea mai mare deci, impact în istorie, cunoscut, că pentru că a putut fi deci, estimat mult mai, era o epocă în care se făceau înregistrări, mai ales în unele țări foarte dezvoltate, în care la populația de 1.800.000.000, dată de un virus care la început nu s-a știut ce origine are și s-a crezut că este originea pandemiei, că este bacteriană și de aceea i s-a spus și influența, deci era o asemănare cu hemofilus influența, alții au spus că este bacteriană dată de către pneumococ, pentru că complicațiile erau bacteriene și izolările putându-se făcând, adică neputându-se evidenția virusurile la vremea respectivă, erau date în seama, erau date în seama deci, unor infecții bacteriene. Aici mortalitatea a fost foarte mare. Din estimări, cifra deci acceptată este de 50 de milioane de decese, deci enorm, așa, și rata de mortalitate cam 2 până la 3%, chiar unii spun chiar 5%, deci este o situație în care nivelul de severitate a fost categorizat de nivel 5, adică cea mai mare din istoria omeniei cunoscută. Urmează o altă pandemie, pandemia din 1957. În 1918 s-a făcut deci, o analiză deci, post această pandemie și când s-a descoperit virusul gripal și a dat din anumite deci, preparate necroptice, care au fost deci, plămâni sau chiar creiere, de la persoane decedate din pandemia din 1918, s-a pus în evidență că este de natură virală, după ce s-a descoperit virusul gripal și metodele de identificare a lui au evoluat. Pandemia din 1957 a avut ca debut despre pandemia din 1918 trebuie să spun că valul întâi a evoluat în Statele Unite ale Americii, cu forme predominant ușoare și medii, mortalitate relativ redusă și debut, de fapt, în ianuarie 1918. Valul 2 a debutat în Europa, în martie 1918, odată cu creșterea substanțială a numărului de militari americani implicați în primul război mondial, ceea ce a dus la o mortalitate excesivă, mai ales în Spania, în care s-au înregistrat în acea perioadă de un an și jumătate de 8 milioane de decese. Deci, enorm. Evoluția a fost de 3-4 luni, deci valul pandemic, și cu exces de mortalitate de 2,5 până la 3%. Iar rata de atac a fost între 35 și 50%, deci din populația globului. Deci este o chestie considerată excepțională. Iar valurile 3, 4 și 5 au evoluat în restul lumii până în decembrie 1990. Pandemia din 1957, denumită Asia, după locul de izolare a primelor case de but în China, așa, China se pare că totuși este un leagăn al pandemiilor, mai ales cel puțin de gripă, în care populație foarte mare de oameni, populație de păsări sălbatici, populație de păsări domestice și de asemenea populație de alte animale care sunt implicate, cum este porcul, au dus la apariția unor virusuri pandemice care s-au propagat în restul lumii.
mortalitate semnificativă a fost în valurile 2 și 3. Valul 2 și 3 a fost în America de Nord și apoi valul 3 a afectat Europa. S-a preparat inițial vaccin AH1, dar abia în august 1957 s-a observat că vaccinul nu era eficient și atunci, prin metodele care au evoluat de diagnostic, s-a identificat că este vorba despre un alt subtip de virus, virusul AH2, ce arată că există o variabilitate extrem de importantă al virusului gripale, care poate să ducă naștere la variante care se determine epidemii și chiar pandemii. În tratarea cazurilor din acel moment, s-a introdus un medicament care era din grupul adamantanului și care avea efect pe virusele de tipul A. Iar protecția prin vaccin nu s-a putut face decât la sfârșitul acestei pandemii, dar nu a fost eficientă pentru a bloca. Ea s-a stins datorită faptului că s-a epuizat masa receptivă. O altă pandemie care a apărut în anul 1968, este vorba de Hong Kong, în care în primul val a evoluat în China până în decembrie 1968, apoi în America de Nord, Europa și restul lumii, valul 2, deci nu au fost decât două valuri, a avut o mortalitate relativ moderată, număr de îmbolnăviri la fel, dar s-a observat la fel că investigația virologică nu determină nici H1, nici H2, ci determină un alt tip de subtip de hemaglutină, H3, care a provenit din H2 printr-un așa numitul shift antigenic. Și se introduce de noțiunea de modificare majoră genetică și antigenică. Iar vaccinul gripal devine de asemenea trivalent în sensul că existau două virusuri de tip A, sub tipul H1 și H3, și un virus B. Virusul H2N2, dintre motive care nu au putut fi elucidate până în prezent, dispare din circulație și rămâne în circulația actuală, în continuare, cele două subtipuri H1 și H3 și, de asemenea, virusurile de tipul B. S-a folosit în continuare la tratarea cazurilor derivate de adamantan și se observă un fenomen foarte important, așa numitul păcat antigenic original, în care protecția unor persoane în vârstă, peste 70 de ani, care au fost infectate în copilărie cu virus istoric din 1892, erau protejate pentru că erau, deci, cu similitudini de antigenice și genetice. Cu ocazia aceasta s-a observat că există o periodicitate care a fost apreciată între 10 și 39 de ani de apariție a unei pandemii prin modificările virusurilor gripale care duc la apariția unui virus complet nou, un subtip eventual chiar subtip nou, care se poate să determine o pandemie. Conform deci intervalului care a fost propus de către specialiști, în 2009, deși s-a aștepta ca în 2009 să apară un virus gripal pandemic dintr-o evoluție din virusurile gripale și celebrul H5N1, care a determinat în 1997 un focar destul de important în Hong Kong și care a avut și victime omenești, deci a fost un focar cu vreo 17 persoane, s-a observat că el începe să se propage în toată lumea, deci să apară cazuri și focare de gripă aviară la oameni, cu o mortalitate destul de ridicată, până la 30-40% din cazurile infectate, și s-a crezut că virusul aviar, H5N1, va evolua prin mutații succesive la un virus pandemic. Și toată lumea s-a pregătit, de fapt, lumea științifică și marii producători, să producă vaccin H1N1. Spre surprinderea tuturor, în 2009 apare un virus care este depistat în aprilie în Mexic și în Statele Unite ale Americii și care era un virus AH1N1, dar nu era de origine aviară decât printr-o recombinare, de fapt o reasortare din mai multe virusuri, și anume din virusuri aviare, virusuri porcine și virusuri umane, predominante fiind elementele constitutive de la virusurile porcine. Și ocazia aceasta s-a confirmat ipoteza că virusurile
pandemice gripale, subliniez. Da? Aici este modul în care structura genomului virusului gripal din 2009, care arată originele lui și hemaglobina este de origine porcină, deci foarte important, de aceea s-a și numit gripă porcină, pentru că hemaglobina este principalul, deci antigen, de fapt, în formarea de anticorp și chiar în, prepararea de vaccinuri. Aici este modul, deci virusul aviar AH1, deci care a împrumutat deci anumite deci segmente genetice, genice care sunt deci exprimate în virusul reasortant. Deci s-a avansat cu o altă denumire de nu recombinare, ci reasortare, pentru că există deci o combinație de anumite gene care se iau de la fiecare virus care intră în discuția recombinării. Aici este reprezentat modul de apariție. Mutații succesive, ipoteză la început emisă în cazul virusului gripal, dar nerealizabilă până în prezent. Posibil însă la alte virusuri RNA, cum este corona, la care deci virusul pandemic a apărut după mutații succesive și adaptare pe gaze de la gaze animale, diferite gaze animale, până la gazda umană. Dar virusul gripal, care este un virus segmentat, este deci un genom segmentat cu 8 segmente genice, poate permite această reasortare. Și s-a observat că reasortarea s-a făcut în zonele în care au existat deci și populații, deci interfață între populațiile deci de oameni, populațiile deci de păsări, populațiile de anumite animale în care porcul e foarte important, datorită faptului că porcul are și receptori pentru virusul gripale de tip aviar alfa 2-3 și cele umane alfa 2-6. Aici este prezentată deci exact transmiterea virusului gripal între specii. Ultima deci transmitere care nu era încă elucidată, s-a văzut că și oamenii pot transmite la păsări virusul de gripal. Deci este un amestec teribil. Ce s-a întâmplat? Deci virusul gripal în 2009 de tip aviar au infectat porcul. Are virusurile lui care sunt din categoria swine, aceasta și vede aici, deci până acum s-au descoperit 16, de fapt 17, nu e trecut aici în tabel, s-a mai descoperit un subtip de hemaglutinine care se combină cu neuraminidazele, cele două proteine de suprafață majore ale virusurilor gripale și este o serie întreagă de combinații. De exemplu, subtipurile umane sunt H1N1, deci hemaglutinină H1 cu N1 neuraminidază, H2N2, care v-am spus că totuși a dispărut, se așteaptă ca el să poată să reapară și este posibil, adică reemergența lui, virusul H3N2 și de asemenea virusul H1N2, care este descoperită de cel puțin 5 ani. S-a mai descoperit faptul că mai există și încă o hemaglutinină la 17 și o neuraminidază 10. Deci arată că evoluția este în continuare. Deci virusurile gripale au mecanismul de reasortare în ceea ce privește sursa de virusuri pandemice, iar virusul corona, care o să vorbesc puțin mai târziu despre ea, este cel care apare prin mutații succesive. Care sunt totuși metodele de preparare a vaccinului? Le vom trece la vaccinuri. Deci vaccinul acest slide este prezentat modul de preparare a vaccinului pandemic și care am inclus și cele care sunt la ora actuală folosite în pandemia actuală. Se poate face cu virus inactivat, care este metoda de curentă de preparare a vaccinurilor pandemice gripale și cele sezoniere. Da, evoluția este spre o creștere a eficienței vaccinului și s-a observat că dacă se poate folosi un suport de ARN, de acid nucleic, care să aibă inserată o genă care poate să codifice o proteină de interes, proteina principală antigenică, da? Se poate obține o eficiență mai mare, deci ajungând de la actualele vaccinuri gripale, au o eficiență până la 66%. Noile vaccinuri care se folosesc acum și care s-au folosit în premieră, studiile au fost făcute de mai multă vreme și s-au făcut în alte și în alte direcții. În HIV se fac în continuare, în gripă, de asemenea se poate face și în Zika. ARN-ul deci a dat o eficiență până la 95% și vaccinurile pe bază de ARN mesager deocamdată
Eventual ele vor fi modificate spre un suport mai stabil, care este ADN-ul, dar este de viitor. Codifică proteina, deci virală, care este de interes și care stimulează, deci, formarea de anticorpi împotriva. Este vorba, deci, metodologii care se folosesc acum curent, dar care au fost, deci, nu a fost abandonată nici metodologia de formare, deci, de preparare a unei vaccine în virus inactivă, care o folosesc chinezii și care are câteva avantaje, nu foarte care să depășească, deci, calitatea unor vaccinuri performante care au apărut. Proteina de suprafață recombinantă este a doua, deci, cale care se folosește și acum și, de asemenea, cu vectorul viral în care există, deci, ADN-ul de tip 26 care înglobează gena proteinei SARS-covalent, adică proteina Spike. În ceea ce privește etapele preparării și controlului vaccinurilor pandemice, cronologia clasică pentru un vaccin are o durată destul de mare, de 10-15 ani. Ea presupune, deci, o investigație de laborator, deci o caracterizare foarte bine, deci, a virusului respectiv și a structurilor care vor fi folosite în prepararea de vaccinuri, studii pe animale, studii numite preclinice și, de asemenea, studii clinice care sunt de 4 faze, aici nu este corect, în care se fac pe oameni. După care se face, deci, o analiză, deci, aprofundată, deci, a tuturor rezultatelor de imunogenitate și de reacțiogenitate și toxicitate, după care se dau aprobările pentru a putea fi folosite în cadrul imunizărilor. Și se trece la fabricația la scară industrială. În cazul unor pandemii s-a observat că această perioadă de destul de lungă nu poate să acopere, deși să poată să contracareze, deci, efectele, impactul unei pandemii. Și atunci s-a căutat să se comprime, deci, etapele de control de respectiv și s-a reușit să se comprime la 3, în loc de 4 faze, 3 faze, fără ca să se facă niciun fel de rabat de la calitatea și de la faptul că vaccinul trebuie să fie imunogen, să inducă o protecție, deci, optimă, care să poată să protejeze față de boala severă, de deces și, de asemenea, chiar și de infecție. Dar și să aibă o reactogenitate, deci, acceptabilă. Deși, totuși, unele studii clinice se fac la început, sigur, așa se începe la adulți sănătoși din anumite grupe de vârstă care sunt importante, se poate face, pentru că o face o extindere, deci, a vaccinărilor și la grupele de risc, pe persoane cu risc, foarte bine selectate, după ce se obține rezultatele de la persoanele sănătoase sau, de exemplu, la gravide. Sau se coboară vârsta și la copii, dar sunt studii clinice care se fac separat. Deci nu se poate aplica, și acum s-au făcut la actuala strategie vaccinală, s-au făcut studii ca să poată să fie să treacă la categorii de vârstă mai mici sau să treacă la gravide sau să treacă la persoanele cu boli cronice. În ceea ce privește pandemia din România, pandemia de gripă din 1918 a coincis cu primul război mondial și cu ocuparea unei importante părți ale României de armata germană și cu evoluția unor epidemii de febră recurentă, de tipul exantemiață și febră tifoidă, care puteau fi foarte ușor confundate cu gripa. S-au înregistrat și am găsit în arhive militare câteva sute de cazuri la militari internați și câteva zeci de decese. Posibilă și afectarea populației civile, dar nu sunt date disponibile, nu au fost date disponibile. Nu sunt nici disponibile nici date privind armata austro-ungară care a fost implicată în frontul vestic, din care, sigur, au făcut parte și români din Transilvania. Deci nu se... Dar dintre cazuri care ar putea fi considerate ca gripă, este faptul că chiar Regina Maria a fost afectată de o boală pe care o descrie în memoriile domniei sale și care seamănă mai mult cu o gripă decât cu tifos exantematic, care sigur nu avea cum să contracteze, deci, Regina, și de asemenea cu febra tifoidă sau cu febra recurentă. Iar victima celebră mai este și generalul Ieremia Grigorescu, care se pare a murit de gripă. Bun. Pandemia din 1967, România a fost afectată în valul 3 al pandemiei.
a fost un număr însemnat de cazuri și decese, dar în registrele oficiale nu sunt disponibile. Nu am găsit decât, deci, și nu am făcut decât o expunere pe bază de estimări. Nu s-a folosit vaccin, pentru că v-am spus că a existat de trecerea de la hemaglutinina H1-H2, asta s-a făcut detecția spre sfârșitul pandemiei și atunci România nu a avut, deci, vaccin. Da. Bun. Pandemia din 1968 e foarte importantă pentru câteva aspecte. În primul rând, debutul a fost în Hong Kong și s-a observat că există, a produs șipsul antigenic în care hemaglutina H2 a trecut, adică a fost convertită în hemaglutină de H3. De important este că în anul 1969 OMS-ul recunoaște calitatea de Centru Național de Referință pentru Gripă a laboratorului din Institutul Cantacuzino și include în rețeaua internațională de supraveghere a gripei. Suntem în posesia Institutului Cantacuzino, posesia actului, deci oficial, în care OMS-ul recunoaște, este adresat spiritului de atunci profesorul Ion Meserbeanu, unul dintre elevii profesorului Ion Cantacuzino, și în care România este, deci, menționată că are calitatea de a intra în rețeaua OMS-ului. Ocazia aceasta va primi toată asistența, care consta, deci, asistență tehnică, deci formare de specialiști, de asemenea de acces la datele OMS-ului și datele internaționale de supraveghere a gripei, dar, foarte important, posibilitatea de a primi de la OMS reactive de diagnostic care să poată să caracterizeze evenimentele epidemice și să poată să prepare un vaccin în viitor. Da. În 1956 a mai fost un fenomen, trebuie să-l menționez, apropo de managementul bolnavilor de gripă. În 1956, spre sfârșitul anului 1956, a fost dat în folosință Spitalul Funden, actualul Spital Funden, deci partea veche, deci unul partea nouă, deci clădirile noi, care a fost folosit pentru internarea bolnavilor de gripă și a fost un spațiu extrem de important pentru că a putut să facă un management, deci, corespunzător. În 1968, deci se face, deci, trecerea la așa, vaccin. Trebuie să mai menționez că vaccin România a folosit în această pandemie, un vaccin viu atenuat din import, făcut de către Smorodințep, deci de către Rusia, dar care nu a avut efectul așteptat, pentru că a existat, deci, această shift antigenic care a fost de la hemaglutinina H2 în H3. Dar el a fost folosit. Trecem totuși la o pandemie care este contestată de unii specialiști. E vorba de pandemia din 1977, deci AURSS. Este tot o pandemie H1N1. A debutat în Rusia, a fost URSS și China în toamna anului 1977. O evoluție scurtă, mai puțin de un an. România a fost afectată în noiembrie 1977, iar Institutul Cantacuzino a preparat circa 100.000 de doze de vaccin monovalent care au fost administrate personalul medical. Ce s-a întâmplat? În anul 1976, cu ocazia acordării, deci clauzei națiunii cele mai favorizate de către Statele Unite, România a primit un sprijin financiar pentru amenajarea unei arii de producție de vaccin gripal și nu are care vaccin gripal, vaccin gripal fragmentat, care era una dintre evoluțiile de moderne ale vaccinului, un vaccin fragmentat, înalt purificat, cu eficiență, deci imunogenă crescută și cu tolerabilitate foarte mare. Vaccinurile care se preparau înaintea, nu în România, se preparau de vaccinuri cu virus întreg, erau foarte reactogene, nu puteau fi aplicate la gravide, nu puteau fi aplicate la bolnavi cronici, și nici de asemenea la copii, pentru că dădeau reacții febrile și de reacții generale, deci stare generală modificată. România a putut să-și facă, deci, o arie de producție în decursul unui an, să facă un training a unor specialiști din institut și devine a treia țară din lume care prepară vaccin fragmentat, splitat.
El a fost făcut de către ajutorul respectiv primit din partea Statelor Unite, a fost și cu apariția unor focare de gripă porcină veritabilă, adică așa numită H1N1, care a dat un focar în New Jersey, în Hordix, și în care au fost un număr de recruți, o unitate militară, care s-au îmbolnăvit de gripă porcină, în care au fost și două decese. Și atunci a fost o alertă mondială că virusul porcin va determina o pandemie severă, pentru că se știa că orice virus porcin este deci cu o reactogenitate extraordinară și cu un nivel foarte mare de mortalitate. Dar pandemia deci s-a infirmat, deși a fost alertată Organizația Mondială, s-a limitat la focarul de acolo din Fordix. Și, bineînțeles, România totuși a beneficiat de un sprijin care a dus la... România devine un producător de vaccin. Până în anul 2012 a produs 10 milioane, care a favorizat controlul epidemiilor sezoniere. Vaccinul românesc s-a dovedit că este foarte bun. La început a fost coadjuvant fosfat de aluminiu, s-a renunțat la el pentru că s-a văzut că este fosfatul de aluminiu, dădea niște reacții locale care nu erau chiar nu erau severe, dar erau deci supărătoare, și s-a trecut la cel apos, deci fără deci adjuvant, în care imunogenitatea era la fel. Asta după anul 1990. După anul 1990, România, deci Institutul Cantacuzino, a asigurat deci protecția populației României, ajungând la un moment dat la unii parametri de protecția populației de cel puțin 25% din populația României, nu chiar 20%, cam 20%, deci erau norme OMS deci împlinite. În anul 1990, deci după Revoluție, la o reuniune organizată de către CDC Atlanta și către OMS, la Visegrad, în care s-au participat toate țările foste comuniste plus Rusia, România a fost după Rusia de singura țară care avea un calendar al vaccinărilor, cel puțin la copii, dar și a vaccinării gripale, care erau la standardele OMS. Și a fost deci apreciată că a putut să mențină deci o protecție a populației față de toate boli bacteriene și virale. Pomenesc că România deci a avut și vaccin rugelos, a avut și vaccin polio viu atenuat. După Revoluție, deci în anul 1997, v-am pomenit despre focarul de gripa aviară, care deci a alertat toată comunitatea științifică internațională, organismele internaționale de supraveghere a bolilor infecțioase, CDC Atlanta, OMS, CDC-ul, care a fost atunci în anii inaugurat. Toată lumea s-a pregătit pentru o pandemie care să aibă ca origine un virus aviar H5N1. Spre surprinderea tuturor, în 2009 a apărut deci, gripa porcină, deci gripa AH1N1. Primele cazuri au fost detectate în România în iunie 2009, cazuri de import, apoi transmiterea comunitară a început, adică de la cazurile de import a început transmitere la nivelul deci comunităților din România. S-a constituit un comitet național de intervenție în pandemie, s-a activat planul național și s-a stabilit ca Institutul Cantacuzino să producă 5 milioane de doze de vaccin pandemic și să coordoneze și să efectueze supravegherea virologică, adică detecția virusului pandemic. Institutul Cantacuzino a elaborat un calendar al activităților de preparare și control, conform la care a primelor doze erau disponibile la sfârșitul lunii noiembrie, ceea ce s-a și întâmplat, primele roturi fiind distribuite din data de 26 noiembrie. Trebuie să menționez că România a fost a șasea țară din Europa care a preparat vaccin pandemic și a 12 ani. Deci a fost o realizare extraordinară. Și s-a observat din studiile clinice care au fost făcute deci, la nivel deci, internațional, respectând toți parametrii și toate etapele care erau prevăzute deci, în protocoalele internaționale, dar adoptate și național. S-a văzut că vaccinul este imunogen la parametrii așteptați și este bine tolerat după administrarea unei singure doze. Eram pregătit să facem pentru două doze și s-a observat că dintr-o doză se putea. Bineînțeles că nu puteau fi
administrate de către adulții peste 18 ani. Ca să poată să fie deci administrat la copii, trebuiau niște alte studii. Le-am făcut după, însă după trecerea deci efectului deci pandemiei respectiv. Dacă vrei să revin să simt. Aici. O analiză care a fost făcută de Centrul Național de Gripă din Institutul Cantacuzino, care s-a făcut pe dinamica cazurilor și calcularea indicelor de reproducere a cazurilor, adică de la cazul din el, câte cazuri de poate să apară, s-a arătat că maximul cazul va fi în luna noiembrie, față de previziunea unor epidemiologi și a Ministerului Sănătății, care spuneau că în luna ianuarie. Deci noi am făcut după calculele CDC Atlanta, în care, și bineînțeles, uitați-vă, dacă se observă, picul a fost în noiembrie, la jumătatea lunii noiembrie, iar în momentul când s-a introdus la 26 noiembrie și de la 1 a început vaccinarea masivă a populației, a produs declinul, în loc de 3 luni sau 4 luni, cât au fost în alte țări care nu au avut posibilitatea de a face vaccinare, că nu aveau vaccin disponibil, pandemia, deci până în luna, deci în martie, deci a avut un declin spre eliminare. Problema este însă alta, că ca să poți să faci vaccin pandemie, chiar și în situația actuală, trebuie să ai două lucruri. În primul rând, trebuie să ai o arie de vaccin sezonier, ca să poți să faci conversia la vaccin pandemic. Asta e foarte important, pentru că în 2009 au existat state care se scriau pe o listă de așteptare și primau vaccinuri cu întârziere. Deci este o chestie care e foarte importantă. Al doilea rând, dacă institutul, odată cu gripa aviară, focarea de gripă de aviară care a apărut în România, a făcut un proiect pentru amenajarea unei arii de un laborator de înaltă securitate de nivel 3, dacă nu se făceau niște, cum să vă spun eu, niște greșeli la Ministerul Sănătății, ne-au luat din banii care erau alocați, erau aproape de definitivare și punere în funcție a acestui laborator, în care puteam manipula și virusul din categoria 3, adică chiar SARS-2. Puteam să facem acum, să preluăm o tehnologie pe care putea Pfizer a anunțat că este disponibil să facă facilități de producție în toată lumea. Deci acum, dacă aveam laborator, area de producție, puteam face să asimilăm vaccinul actual. Da? Care sunt limitele vaccinurilor actuale pandemice? Variabilitatea, deci rezultatea unor virusuri ARN face ca ele să sufere mutații și să apară variante care nu mai sunt acoperite de vaccinurile care sunt la un moment dat aplicabile. Și atunci, cum este la gripă? În fiecare an se schimbă compoziția în funcție de variantele care apar. Pentru că imunitatea este o imunitate de variantă, este de tip, și de subtip și de tip. Deci trebuie să urmăresc evoluția virusului și asta se face la gripă. E, și în cazul SARS-ului, părerea mea, că este numai opinia mea, și aici trebuia puțin modificată tulpina, pentru că variațiile astea poate să ducă la o scădere a protecției. Chiar dacă de bază există deci virusul care se folosește sau proteina S, care este proteina inițială, se folosește, dă o imunitate de bază. Avem vaccinați care fac boala. Nu fac boală grav. Dar e bine să nu avem nici măcar boală, pentru că există și unele cazuri severe care sunt vaccinați cu comorbidități sau cu anumite vârste care pot să nu inducă deci vaccinul un răspuns imun, mai ales dacă se schimbă tulpina. Deci este o idee. Ideea deci de a face un vaccin care să fie valabil pentru o perioadă mai lungă de timp și să poată să acopere toate variațiile care pot să apară, a venit tot de la gripă, în care faptul că trebuie să facem fiecare an vaccin nu era o chestie, era însă totuși niște cheltuieli care se puteau. Dar mai este o chestie. În caz de pandemie, pandemia de gripă, până depistezi virusul respectiv, trebuie să-l analizezi și este o perioadă până la prepararea vaccinului de câteva luni. Și atunci există un gol vaccinal în care poate să apară un val epidemic în toată splendoarea lui, adică să dea îmbolnăviri care să poate să fie și cu urmate de decese sau de anumite, deci și pandemia să se exprime pe toate, la toate nivelurile de activități. Și atunci s-au căutat
să se vadă ce structuri virale sunt imunogene și care nu sunt supuse mutații, așa numitele structuri conservate. De exemplu, la virusul gripal este matrix proteina, nucleoproteina, iar la virusul SARS, ca posibile antigene, proteina de membrană E, proteina de înveliș și nucleoproteina. Dacă se combină aceste structuri virale conservate, care nu suferă mutații, de obicei sunt proteine interne, și care poate fi folosit ca suport un acid nucleic, deci cele două combinări, metoda modernă de suport cu acid nucleic, poate ducă la un vaccin care să dea o protecție pentru toate variantele virale, să poată fi administrat în orice perioadă a vieții și să dea imunitate și să poată fi mai rapid, și să, înainte unui eveniment epidemic și să fie conservat pe o perioadă mai mare de timp. În momentul de față, ultimul slide, gripa are avansat vaccin, așa, și vaccinul respectiv poate denumirea de vaccin universal. Au fost candidate 120, vaccinul în studii clinice, preclinice 98, vaccinul în studii clinice 22, dezvoltatori sunt ăla și platforme sunt 6. Iar la 18 noiembrie 91 sunt vaccinuri în studii preclinice, deci universale de gripă, dar se pot începe și pentru alte boli și se caută la HIV și se caută la Zika. Vaccinul clinice de fază 1, deci la oameni, și aprobate de 3. De aici va reuși cel puțin una sau două aprobate. Deci viitorul este această modificare, deci în strategie. Vaccin universal, care va acoperi deci, niște limite și va rezolva niște limite ale vaccinului. Mulțumesc foarte mult, domnule doctor. Din păcate am reținut câteva idei care chiar ne întristează. 1969, OMS recunoaște calitatea Centrului Național de Referință pentru Gripă și a laboratorului acestuia, România, a treia țară care produce vaccin și primește autorizare pentru a produce vaccin antigripal. Din păcate, Institutul Cantacuzino putem să plângem în fiecare zi pentru că și-a pierdut strălucirea pe care a avut-o altădată și mă refer la strălucirea științifică, bineînțeles, la cercetarea pe care o efectuau acolo medici de renume internațional. În acest moment încheiem sesiunea noastră, coordonator științific fiind domnul profesor dr. Octavian Buda. Mulțumesc tuturor celor prezenți, mulțumesc coordonatorului științific și invitaților domniei sale, domnul cercetător dr. Profesor asociat Viorel Alexandrescu, mulțumesc doamnei șef de lucrări dr. Lidia Trăușan Matu, mulțumesc doamnei profesor dr. Simona Ruță, prorector UMF. A fost a 15-a sesiune științifică de înalt nivel organizată de Biroul Executiv al Academiei de Științe Medicale. Mulțumim pentru membrii titulari, pentru membrii corespondenți, pentru colaboratorii noștri care au răspuns prezent invitației, astfel încât să existe un for medical de înalt nivel care să poată să transmită rezultatele științifice dobândite în acești doi ani ai pandemiei, dar nu numai în acești doi ani, așa cum a fost dr. Alexandrescu, al întregii activități a domniei sale. Și avem multe exemple în acest sens. Vă mulțumim tuturor, vă dorim un an bun cu multă sănătate, ne vom revedea în luna ianuarie, probabil în prima decadă, prima parte a lunii, cu o nouă sesiune științifică dedicată pediatriei, ce va fi coordonată, va avea de fapt coordonator științific pe doamna profesor dr. Doina Pleșa. Vă mulțumim încă o dată, vă dorim un an bun, cu multă sănătate și să scăpăm de această pandemie, să putem discuta în alte condiții. Toate bune tuturor, la mulți ani! Mulți ani! O zi frumoasă tuturor! Așa să fie, vă mulțumim tare mult!